Bună ziua, suntem la Târgul de Turism al României, stăm de vorbă cu... Delia Marcu, directorul executiv al Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în județul Timiș. Bună, doamnă Delia, cum a fost primit județul Timiș la acest târg de turism? Categoric suntem mai vizibili, ca să spun așa, și mai testabili, pentru că am adus cu noi experiențe de această dată. Suntem mult mai mulți parteneri în standul mai mare al Timișului, al Timișoarei, și încercăm să promovăm Banatul până la urmă. Am adus meșteri cu noi care vorbesc celor prezenți și implică pe cei prezenți în tradiții legate de locurile noastre. Am adus cu noi mâncare, bunătăți de la Margina, în ideea de a promova proiectul de acolo din Crăciun de la Margina. Am adus cu noi și au venit în stand reprezentanței Timișoarei 2021 pentru a-și prezenta programul cultural. Este alături de noi orașul Buziaș, care și-a prezentat oferta în ceea ce privește partea de balneo. De asemenea, primăria Timișoara este alături de noi în stand și infocentrul Bastion. Cum s-a prezentat primăria Timișoara? Am văzut că are un stand cam mic pentru un vis așa de mare ca 2021, mi se pare foarte puțin. Este, aș privi foarte pozitiv al lucrurilor, este un pas imens că suntem aici împreună. Adinea, mi-a spus cineva că suntem mult mai prezenți, suntem mult mai vizibili, așa cum am spus. Și asta este o bucurie mare, pentru că reușim în sfârșit să fim unitari și coerenți. E doar un pas, e doar un început. Adică suntem mult mai bine ca anul trecut și mult mai puțin bine decât ne dorim și cred că o să facem și sper că o să facem anul viitor. Echipa Timișoara 2021 are multe proiecte în derulare și prezența lor a fost într-adevăr ca și timp mai scăzută, însă au existat foarte multe întrebări și noi și împreună cu cei de la Primăria Timișoara am încercat să oferim răspunsul tuturor celor interesați de programul cultural și nu au fost puțin. Care a fost cea mai interesantă destinație din Timiș pentru cei care v-au vizitat standul? Nu aș spune. Cu siguranță a fost Margina și proiectul mic dejun la Margina, pentru că primăria Margina s-a implicat de această dată și echipa de la centrul turistic de acolo a venit alături de noi, nu doar fizic, ci și cu bucate testabile, ceea ce a stârnit o foarte mare curiozitate și o foarte mare prezență la stand. Adică au putut să guste din pită cu cultură și boia, au putut descoperi haioșele noastre specifice mai multor etnii din Timiș, pentru că practic am mizat pe multiculturalitate ca atupa al acestei regiuni. Super, mulțumesc mult!